Bună seara! Bine ați venit la o nouă emisiune, Ora de Cultură. Sunt Liviu Zgârciu și, așa cum v-am promis și data trecută, o să aducem la această emisiune subiecte de istorie, subiecte legate de istoria orașului Alba Iulia, de istoria județului sau, de ce nu, de istoria Transilvaniei. Prima noastră emisiune a fost dedicată momentului Horea Cloșca și Crișan, având alături de mine pe istoricul Tudor Roșu. De data aceasta am ales ca subiect al acestei emisiuni asediul cetății Alba Carolina. Foarte puțină lume cunoaște că cetatea Alba Carolina, cetatea de secol XVIII, a fost asediată o singură dată. Când, în ce context, care au fost etapele și mai ales cum s-a terminat acest asediu, o să aflați dumneavoastră în timpul acestei emisiuni. Pentru aceasta am onoarea și plăcerea în același timp să vă prezint pe invitatul nostru din această seară, pe istoricul, domnul istoric Gheorghe Angel, dumnealui fiind și fostul director al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, de fapt a fost, cred, cel mai longeviv director al muzeului. Bună seara, domnul Angel! Seara! Și bine ați venit la emisiunea aceasta! Bine l-am găsit! Ați fost dumneavoastră cel mai longeviv director al Muzeului Național al Unirii? Se pare că da. Da, sigur. Câți ani ați din fost? Din vreo 23 spre 24 de ani am stat direct. De fapt, am lucrat la muzeu 44 de ani. 44 Dar n-am lucrat în învățământ decât un trimestru și am venit la Alba Iulia pe post de muzeograf, muzeograf principal, șef de secție și director. Deci am parcurs toate funcțiile. O tempora, o mores, da. Cum s-ar spune. Și dumneavoastră, întâmplător, la această emisiune o să povestim despre acest asediu, pentru că sunteți cunoscut drept cel mai bun specialist în istoria cetății Voban Alba Carolina. De fapt, cred că ați fost primul care a scris despre cetatea și despre cetatea Voban. Exact. Specialitatea mea principală este castelologia. Am scris și despre alte cetăți și despre... Puteți traduce pentru... Poftim? Pentru... Castelologia este un termen nou impus la începutul secolului al XX-lea de istoricii de artă francezi. De obicei, istoria artei se referea în special la catedrale, la palate și mai puțin la fortificații. Ori francezii au câteva mii de fortificații și au introdus această știință și au organizat un colocviu internațional care se numește Château Gaillard. E castelul pe care l-a construit Richard din Mădereu la vărsarea Senei în Marea Mânici. E adevărat într-o altă perioadă. E din secolul medievală. 13. Secolul 13. Da. Ei, da, dacă tot povesteam de castele și de știința care v-a făcut, să zicem, v-a adus reputația în domeniul istoriei, anul acesta se împlinesc 300 de ani de la punerea pietrei de temelie a cetății Voban Alba Carolina. Nu? Exact. 4 noiembrie 1715. Au trecut 300 de ani. 300 de ani. O cetate care a fost construită pentru a apăra un imperiu. De fapt, era pregătită pentru a rezista unor bătălii crâncene, pentru a rezista unor asedii. Da. Era cam cea mai modernă cetate din partea asta de Europa. Dar iată că istoria este așa mai glumeață câteodată. Și deși a fost construită să reziste la zeci de ani de asediu, să reziste la sute de mii de atacatori, să aibă, știu, până în momentul ăsta trebuia să aibă în spate o istorie de multe, multe episoade în care a fost asediat, iată că istoria mai glumeață nu face decât că în 300 de ani cetatea Alba Carolina a fost asediată o singură dată. Mai exact când și în ce context? În 1849, în contextul revoluțiilor europene de la 1848-1849. Și trebuie să le spunem celor care se uită la emisiune așa pe scurt ce s-a întâmplat în primăvara anului 1848, începând de undeva din sudul Italiei, chiar din Sicilia. Nu, la Paris.
În ianuarie, să știți că au început revoluțiile, în ianuarie au început în regatul celor două Sicilii, acolo au început mișcările. S-a extins prin Paris, prin Viena și au ajuns... Au ajuns în Imperiu cu cele mai multe naționalități. Adică? În Imperiul Habsburgic. Și Transilvania atunci făcea parte din... Din Imperiul Habsburgic. Revoluțiile au cuprins Viena, Milano, Praga, Budapesta, Buda, de fapt, atunci... Da, era împărțită. Așa, Transilvania și a mobilizat toate minoritățile, zise minorități, dar împreună erau 66% din Imperiu. Exact. Adică erau mai multe națiuni decât cele dominante. Da, și noi să ne oprim, pentru că suntem aici în Transilvania, în Alba Iulia, să ne oprim la ceea ce s-a întâmplat în Imperiul Austriac. Da. Imperiul Austriac stăpânea cam câte națiuni erau, cred că peste 12 națiuni. Printre care și națiunea română era din Transilvania una dintre cele mai mari. Cele mai mari și în Transilvania era cea mai numeroasă. Dar numai că aici în Transilvania revoluția se transformă într-un război civil. În tot imperiul s-a transformat într-un război civil. În tot imperiul, dar în Transilvania accentul a căzut pe acest conflict. Primii care au pornit împotriva Oastei lui Kossuth au fost croații. Da, să ajungem până acolo, vreau să spunem că aici în Transilvania faptul că la Buda revoluția ungară a proclamat anexarea Transilvaniei cu Ungaria și apoi faptul că în Transilvania nu exista, nu trebuia să existe decât o singură națiune, națiunea maghiară, a dus la conflictul între români și maghiari. Un conflict deschis și declanșat de către maghiari, de trupele maghiare. De trupele lui Kossuth. Da, Kossuth fiind cel liderul revoluției maghiare. Dar nu numai. Conflictul a fost și între maghiari și sârbi din Craina, între maghiari și croați și sloveni, între maghiari și slovaci. Deci un numitor comun. Toți au luptat împotriva revoluției maghiare. Tocmai de asta au luptat. Pentru că revoluția nu le-a satisfăcut revendicările. Și nu le-a acceptat drepturile naționale. Da. Și atunci s-au dus un conflict între... Austria le-a acceptat și s-au aliat cu Austria împotriva Revoluției Maghiare. De asemenea, trebuie spus că în Transilvania cele mai puternice fortificații în care existau garnizoane austrieci care n-au trecut de partea guvernului de la Buda, cum s-au întâmplat în alte zone, e adevărat. Au fost ofițeri austrieci, nu de naționalitate neapărat austriacă, naționalitate maghiară, și români, italieni, exact, care au trecut de partea Revoluției Maghiare. Unii, da. Da, primind și grade, transformându-se din, eu știu, capitanii în generali. Pe unei finaluri i-a prins în Ștrian, cum s-a întâmplat celebrul episod de la Arad, da, cu execuția celor 10 generali, e adevărat. Dar românii, în același timp, au fost prinși între drepturile lor, care cereau drepturile naționale și drepturile sociale. Pe de o parte erau armata austriacă care se mai poziționa în Transilvania după înfrângerea suferită în fața lui Bem, doar aici la Alba Iulia și la Deva. Nu, la Alba și la Timișoara au rămas. Da. Garnizoana de la Deva au venit la Alba Iulia. S-a retras. Să întărească, da. Erau de fapt patru fortificații care trebuiau înlăturați comandanții de origine germană. Alba, Deva, Aradul și Timișoara. Înlăturați de... dorința asta o aveau maghiari. Ca să pună comandanți maghiari. Pe Chemenii vreau să-l pună la Alba Iulia, în locul lui Horac. Da. Dar ce se întâmplă? Revoluția s-a desfășurat în vara anului 1848. Se credea că va învinge. Austria și-a revenit pe sfârșitul anului și au înfrânt revoluția de la Milano prin Radetzky, ăla cu marșul. Da. Așa. Și la Praga, care a și o vârstă mai generoasă. Așa, și cea de la Praga cu Windisch Graetz. Și atunci lucrurile s-au complicat. Kossuth a făcut două mari armate,
500.000 de soldați care să lupte una pe frontul de vest contra Austriei și una pe frontul de est contra Transilvaniei. Adică să stabilească și să cucerească cetățile din Transilvania. Lucrurile au mers așa. Vara anului 1848 a fost o vară foarte fierbinte. Nobilimea și-a făcut de cap și s-au întâmplat foarte multe crime împotriva iobagilor. Deși Coșut a desfințat iobagia... Iobagilor români, atenție! Iobagii români, sigur că da. A desfințat iobagia prin decret, dar în Transilvania nu s-a aplicat. Doleanțele cele formulate cu ocazia adunării de la Blaj au fost duse de două delegații, una la Dieta Transilvaniei și una la împărat. S-au întors fără niciun fel de rezultate. În septembrie s-a făcut ruptura dintre Austria și Ungaria. Fățiși. Și atunci a început în septembrie, care a durat până în august 1848, septembrie, 49 august, și bătălie s-au dus cele mai multe pe teritoriul Transilvaniei. Bem, care a fost un general de origine poloneză, pus de Coșut în fruntea trupelor maghiare. Da, el a fost în revoluția lor, răscoala aia din 1832. Au fost puși și el a venit în Transilvania și a coordonat toată... Și a încercat pacificarea Transilvaniei. Da, exact. A reușit să alunge toate trupele austriece, în cele sud, din nord al Urban, care au trecut în, în Bucovina, care era, spre Galiția, era austriacă, exact. Bucovina. Și cele al lui Puchner, care erau la sud, la Sibiu, au reușit să le învingă și au trecut în țara românească. Și au rămas trei cetăți necucerite. Cu garnizoane austriece și cu soldați din toate națiunile. Români, cehi, slovaci. Da, exact, așa. Și să le enumerăm? Era Timișoara, care a fost cea mai mare dintre toate fortificațiile. Și care astăzi, făcând o paranteză, nu mai există, cetatea Vauban fiind distrusă undeva la 1900, când a început construcția orașului modern Timișoara. Exact. A doua cetate. A doua era Aradu, care s-a predat, aia o cucerit-o. Deva, care era o cetate mică și nu putea rezista, și Alba Iulia. Au rezistat, de fapt, Timișoara și Alba Iulia. Deci în toată perioada asta. În primăvara anului 1849, Alba Iulia era unicul punct de sprijin al armatei austriece într-un teritoriu controlat de maghiari. Da, da, și Munța Puseni. A, bine, vorbesc de austrieci. Da, vorbim de austrieci. O să vorbim poate altă dată despre modul în care românii au rezistat în Apuseni. Românii au rezistat în Apuseni și... Deși au existat faze în această revoluție în care cele două strategii de apărare a Apusenilor și de apărare a cetății Alba Iulia au mers mână în mână. Și o să vedem în emisiunea din această seară cum, nu rare ori, românii au încercat să intre în cetate și au să intrat, sprijine. De intrat, exact. Dar comandanții care erau de origine germană nu au apreciat. O să ajungem și acolo. Haideți, suntem acum în primăvara anului 1849. Cetatea Alba Carolina avea o garnizoană formată din, cred, 2000 de... În jur de 2000 de soldați. Avea un comandant nou, un colonelul Augustus, care în februarie... A fost Horac întâi. Da, da, vorbesc în februarie. Și după aia am înlocuit cu August von Auerfels. Da, deci un colonel înlocuiește un general major. Da. Dar pe motive de boală. Mai era încă un general aici, Werdener, care fusese rănit în luptele din părțile nordice a Transilvaniei și care a murit și s-a îngropat aici, în subsolul catedralei. Da, el moare, cred că, la sediul Clujului, dacă nu mă înșel. Da, probabil, da. Și este mormântat aici. Deci suntem în primăvara anului 1849, februarie, început de martie. Trupele maghiare deja alungaseră, cum spuneați, din Transilvania, trupele austriece. O parte armate austriece era în sudul Carpaților, undeva în țara românească. Restul prin Galiția, prin Bucovina. În Bucovina, orice mai mult. Transilvania era controlată
în majoritatea de trupele lui BEM, exact, doar două zone, Alba Iulia și Munții Apuseni. Munții Apuseni apărați de Avram Iancu și prefecții lui, care mai puteau, da, iar Alba Iulia apărată de trupele austriece, în care, spunem trupe austriece, dar soldații erau de diferite națiuni. Se pare că majoritatea erau românești din regimentele 1 Orlat. Orlat și 16 Caransebeș. Acestea erau niște regimente de grăniceri. Grăniceri, da. Exact, formate în timpul Mariei Tereza, care erau formate din iobaci români care primiseseră dreptul de a sluji. Da, adică s-a desfințat iobăgia în zonele respective, sate, erau grăniceri, apărau granița, dar participau și la lupte. Au participat la luptele pe care le-a dat împotriva lui Napoleon la O istorie frumoasă, da, aceste trupe de grăniceri. Ele sunt surprinse în Alba Iulia, în cetatea Alba Carolina. Trebuie să spunem că atunci exista pe lângă cetatea Alba Carolina și orașul, Vareșul. Orașul care era plasat atunci în partea de jos. În partea de sus neexistând. Care era situația în primăvara anului 1849, deci chiar când izbucnește asediu, în orașul de jos? Din septembrie 48 deja se rupseseră legăturile între Austria și Ungaria și cetatea a început să pregătească pentru asediu, adică să se apare. Și toată iarna și toamna au făcut aprovizionare. S-au înarmat și au făcut aprovizionare. Au luat de la majoritatea nobililor din zonele respective griu, porum, vin, țuică, fructe. Și au dat adeverințe. Și nu știu dacă le-au dat, dar în orice caz. Griu la porumbul și griu l-au depozitat în Catedrala Romano-Catolică. În Catedrala Romano-Catolică, da, care a avut o situație mai aparte, să nu uităm că episcopul Romano-Catolic, da, era de etnie maghiară și nu era privit, din ce am văzut în informațiile timpului, nu era privit cu ochi buni de către comandamentul austriac al cetății. Sigur, i-au interzis să părăsească Alba Iulia tot timpul și, da, i-au cenzurat toată poșta. Deci în iarna anului 48-49 încep rechizițiile, încep aprovizionarea. Era o întrecere între Avram Iancu cu prefecții lui, că și ei se aprovizionau, și armata. Dar ales că unele teritorii erau comune, erau pe, da, aceeași rază, da, acționau. Și colectau, v-am spus, greu, porumb, bucate, vin, fânețuri, foarte și important, foarte mult fân. Aveau, da, și o unitate de cavalerie armată. Plus animalele care trebuiau hrănite. Da, din... Și Băcilă, care era viceprefect al lui Avram Iancu, îi scria la Avram Iancu să trimită care ca să le trimită porumb, cucuruz. Da. Așa, că garnizoana din Alba rechiziționează cam tot. Și într-adevăr... Și haideți, de rechiziționează ca tot. Telespectatorii noștri știu bine împrejurimile orașului Alba Iulia. Rechizițiile astea se făceau în zona Partoșului, în zona Bărăbanțului, mergeau poate până Șarde, Gheu. Până la Teiu și tot. Ajungeau, da, și Teiușul. Bine, nu era nimeni. Peste Mureș, cred că Drâmbaru și toate. Or dezarma toate gărzile maghiare. Deci în Transilvania, din septembrie, nu mai existau o opreliște. Adică gărzile maghiare au fost desfințate și conduceau gărzile românești de data aceasta. S-au format gărzi și s-au format cele 15 prefecturi. Nu au reușit să formeze toate 15, dar oricum, câteva, la Blaj domina accente sever, la Sebe și Marțian, la Zlavna Dobra, la... În sfârșit, peste tot, românii au început să se organizeze. Asta, să repetăm, e vorba de toamna, iarna, 48 și mai iarna, exact până în data de februarie 1849, când la Simeri are loc o mare bătălie. Da, prima bătălie între trupele din Transilvania, austrieci, românești, că practic erau tot români și alte națiuni care făceau, exact, armata în cadrul Imperiului. Mai exact la 8 februarie. Da.
bătălie pe care o câștigă maghiare, o câștigă maghiare, în moment în care lucrurile devin evidente, era clar, garnizoana trebuia să supraviețească și este pentru prima dată când garnizoana de aici, de la Alba Iulia, ia o măsură. Poate pare un paradox. Până în acel moment, garnizoana de la Alba Iulia, pentru că la Alba Iulia exista și un puternic depozit de armament, aprovizionase cu arme insurgenții maghiari. Dar numai până în septembrie. Nu contează. Dar în timpul asediului despre care o să vorbim... Arme, sigur că da. După aceea au dat arme la legiunile românești. Mai grav că au dat și tunuri. Foarte puține. Alea care la Sibiu au dus niște tunuri, au cerut și clujenii tunuri, dar nu le-a mai dat. Era prea târziu ca să le mai dea. Ei, dar armele alea puține că te le-a dat și tunurile au fost folosite mai târziu împotriva lor. Exact. Însă cetatea a avut cele mai multe tunuri, mai multe și ca BEM și ca toate lor. O să vorbim de ele imediat. Da. Eu spuneam că, iată că după momentul Simeria, ofițerul austriac al cetății ia decizia să dea arme, nu tunuri adevărat, puști și muniție, trupelor moțești, trupelor lui Avram Iancu. Lui Avram Iancu, la prefecturi, da, erau arme vechi. Da, dar erau deja... cu cremene și cu capsă mai puține, stricate, dar le-au reparat. Da, hai, au fost foarte folositoare. Da. Dar iată că deja la sfârșitul lui februarie lațul se strânsese în jurul cetății. Da. Deja trupele maghiare începeau să formeze un asediu, să zicem, un început de asediu asupra. Păi pe asta întâi au somat. I-a somat în februarie femenii, prima... I-a somat coșul personal pe comandant, promițându-le onoruri și așa mai departe. Și cred că sunt vreo 7 sau 8 încercări să determine cetatea să capituleze. Și atunci au mizat pe înfometare. Deci au început să organizeze o încercuire a cetății. Și trupele s-au concentrat în martie în două zone. Trupele maghiare. Trupele maghiare. La Partoș, un camune porțelanu, acolo erau artileria lor, și la Bărăbanță. Și în jurul cetății au format un cordon ca să împiedice ieșirea și intrarea. Și intrarea, sigur. Exact. Și aveau mai multe puncte de unde erau cantonați soldați. Bine, avem și o dată, să zicem, o dată fixă a începutului asediului. Mai exact, putem considera data de 27 martie, pentru că e data la care, pentru prima dată, încep să tragă cei din cetate asupra asediatorilor. Trebuie să spunem că punctul central și baza apărării defensive a cetății formau platformele de artilerie de pe bastioane. De pe bastioane, care foarte înalte puteau trage. Cam care era distanța maximă? Ce se întâmplă? Neavând suficient soldați să acopere toată cetatea și organele exterioare, ravelinele, contragărzile și partea exterioară, au abandonat-o. Și toată apărarea s-a concentrat în așa numitul fort central, adică în interiorul celor 7 bastioane și 7 curtine. În interiorul propriu-zis, ca să înțeleagă lumea. Magistrală se numește. Magistrală, magistrală. Iar ca să mai înțeleagă lumea, între raveline, adică raveline e formațiunea de apărare care e amplasată în fața bastioanelor, și contragărzi au fost ridicate un fel de palisade. S-au astupat breșile dintre cele două. S-au astupat cu ziduri sau cu palisade. S-au astupat toate alea. S-au astupat foarte multe, toate intrările, toate ăsta, inclusiv porțile, în fața porților s-au pus grămezi de gunoi. De bălegar. Bălegar, da? Așa, chiar bălegar, 2 metri de bălegar, așa, au obturat și au blocat. Dar de ce bălegarul chiar? Pentru că ăla l-aveau la îndemână, deși puteau să pună pământ. Eu sau cred că era și momentul unui bombardament, funcționa asemenea unui burete, putea nu... Și pământul sau nisipul face mai, erau și mai
mai prielnice. Uite, o informație... Da, și eu am citit că erau bălegare, într-adevăr. Adică, poarta... probabil, au adunat din cetate, de la cai și de la da, toată... Da, poarta 1 și poarta 3 a fost blocată. Exact. 2 metri aproape da, a avut da, grosimea da, zidului de bălegar. Iar accesul se făcea doar ziua, controlat. Noaptea porțile erau închise. Iar între poarta 1 și poarta 3, culoarul acela unde, pe care urci da, astăzi, a fost și la într-un fel blocat tot cu un sistem de palisade. Păi era un ravelin de pământ acolo și l-au blocat, sigur că da. Au blocat toate ieșirile din curtine, de la mijlocul ăsta, tot au blocat. Și au construit zidurile pe... Au blocat șanțurile cu zidul, să mai văd încă, în partea de nord, în partea de sud, ca să poată stopa și secționa cetatea cu cât e mai, ca să poată fi greu cucerită, pas cu pas. Dar nu, n-a fost nevoie. N-a fost nevoie pentru că, de asemenea, austriecii și-au împărțit trupele foarte eficient. Aveau un punct central de comandă în interiorul cetății, iar trupele aveau spre protecție... Pe fiecare bastion au fost nominalizați comandanții și numărul de trupe. Exact. Și numărul de tunuri. Și erau proporțional. Fiecare aproape, bastion... Așa, bine, aproape. E mai importante, normal, erau da, bastioane cele care... Cele mai importante erau bastioanele 1 și 7. Adică vorba de Eugen de Savoia și Transilvaniei. Da, că erau spre oraș. Și al patrulea și al cincelea. Adică Mihail și Elisabeta. Da, și Trinitate. Și Trinitate, da, da, pentru că erau spre exact, zona exact, Zlatnei, de unde... Exact. Spre zona pădurilor, unde se putea apropia mai ușor de cetate. Da. Așa tu, artileria avea de insurgenții, așa îi numeau pe armata la Coșit, nu puteau trece prin oraș decât noaptea. Nu puteau trece pentru că... Care era bătaia maximă? 1000, până la 1300-1500 de metri. Ajungeau de bombardeze până la linia ferată, care nu era atunci. Da, da, linia ferată de adică astăzi. Adică limita asta. Ajungeau până la cimitirul din Chip. Știți unde da, da, da. Și băteau până la Partoș. Dar nu puteau distruge tunurile care erau după... Aici a fost una din problemele și da, problemele chiar de la început când s-a construit cetatea și s-au semnalat neajunsurile prezența dealurilor din apropiere. Dealul Furcilor, care făcea ca trupele care atacau cetatea să poată profita de ascunzișurile oferite de acest veneau deal. Veneau prin viile lui Moldovan, așa scrie. Da. Unii cimitirurile acum erau vii. Și acalea se numeau viile lui Moldovan și prin alea puteau să apropie de cetate. E adevărat că maghiarii încercau în permanență să construiască acolo puncte de rezistență, puncte de artilerie, dar ziua artileria cetății ei le distrugea. Ei au început să construiască un sistem de cum se numește de șanțuri pentru apropierea de zi, conform normelor lui Vauban. El cucerea fortificațiile prin aducerea artileriei cât mai aproape de ziduri. Pe vremea aceea, eficacitatea era 600 de metri. În 49, deja tunurile băteau 1200 de kilometru da, jumătate. Nu explodau alea, se foloseau ghiulele de metal și ghiulele de piatră. Care, da, care nu explodau, într-adevăr, dar... Dar rupeau. Adică alea de piatră făceau schije și răneau apărătorii, iar cele de metal zdrobeau zidurile. De asta și zidul cetății a fost făcut și din cărămidă. Nu, a fost făcut din piatră și placat cu cărămidă. Placat cu cărămidă, tocmai da, din exact, această cauză. Cărămida are această proprietate de a absorbi ghiulelele. Și ghiulele erau de greu de la un fond, știți cât era un fond? De 600 de grame pe vremea aia. 600 de grame? Deci fontul era... La 400, de cel mai mare era de 400, dacă da, nu și erau... Mari și mici erau. Și da, cele mai mari care le aveau strici erau de 400 de fonți. Fonți înseamnă că... Oh,
erau destul 200 de kilograme. Înseamnă că zdrobeau... Sigur, dar ele trebuiau să fie foarte aproape de cetate. Și nu le puteau aduce maghiari. Aia era tehnica lui Voban. Făcea în zigzag tranșee și aducea tunurile până în buza șanțului. Și de acolo... Și maghiari au încercat lucrul ăsta. Au încercat, dar nu au. Pentru că, spre deosebire de maghiari... Aveau prea puțin soldați. Și numai asta, aveau specialiști foarte buni austrieci. Au reușit, loviturile artileriei austrieci au fost exacte. Deci, rare au fost cazurile în care loviturile de artilerie să nu și atingă ținta. Au fost cazuri în care artileriștii austrieci au tras și asupra unor grupuri mici de cavaleri, de călăreți, da, de... Care se apropiau de cetate, nu era în siguranță nimeni. Nu era în siguranță. Mai mult decât atâta, au luat și unele măsuri. Poate par astăzi destul de violente și crude, dar au fost nevoiți, spre exemplu, în partea orașului să elimine primele clădiri, strada, cum se cheamă, chiar nu mai știu, prima stradă pe care erau primele rânduri de clădiri, în care încercau, își făcuser locaș trăgătorii maghiari. Și pentru a elimina, au început sistematic să tragă focuri de obuz în... Da. Ce se întâmplă? Ei circulau numai noaptea. Românii din oraș s-au retras în șanțurile cetății, în partea de nord. Și noaptea mergeau în oraș și depistau unde se află cantonate trupele. Deci era și un sistem de spionaj. Aveau un sistem de spionaj. Și raportau dimineața, precăteau tunurile și trăgeau direct în clădirile unde era sadă postea. Mai ales că trupele de husari, maghiari, erau și buni prieteni cu paharul și noaptea știu că făceau niște petreceri în care îi prindea dimineața și dimineața îi prindeau austrieci. Da, exact. Au fost și acțiuni de cavalerism. S-au schimbat omagii, s-au dat vinuri de o parte și de alta, deci vechea tradiție era respectată într-un fel. Chiar au fost și niște episoade, că tot vorbeam de genul ăsta, a fost un episod prin care o englezoaică, soția unui capitan din garnizoana cetății, a putut părăsi asediu pe baza unei scrisori, adevărat semnată personal de, cred că Coșuț sau Bem, nu mai știu exact, unul dintre ei. Scrisoarea a fost înaintată comandantului cetății și acesta a întrebat-o pe doamnă. Da, a funcționat și poșta. Da, dar, și veneau. Dar cu... Cenzura necesară. Cu cenzura necesară. Era cenzura necesară. Da. A funcționat și un tribunal de război. Și au fost și executați. Au fost și execuții. Da. Mai ales austriecii au executat mai mult din partea maghiară, e adevărat. Care s-au dovedit a fi trădători. Nu numai trădători, și acuzați pentru acte criminale, pentru că, păcate, în orașul de jos, românii au avut mult de suferit, în permanență atacați, loviți, uciși de maghiari. 120 de români au murit în Alba Iulia. Omorâți de trupele maghiare, atenție. Și de trupele maghiare, în perioada asediului. Fără niciun, și au fost fără nicio judecată. Fără nimic, așa mai departe. Și au fost aduși și de pe sate și executați. Și asta a fost motivul pentru că... Cele mai mari jafuri s-au produs de garnizoana care asedia, din garnizoana care făceau... Garnizonele exterioare a Ungurești, care mergeau pe sate să gărzile confiște gărzile, da? Gărzile naționale. Așa, confiscau ce găsau și executau. Da. În sate, bătrâni, chiar și copii. Da, cred că o să mai Există o... Cazurile astea au fost în întreaga Transilvanie în timpul Revoluției la 40-49. O să mai vorbim în altă emisiune despre 48-49 aici în Transilvania, da, și masacrele cărora au căzut victimă atât români, dar și maghiari. A fost un război civil. Dar acum hai să ne întoarcem aici la noi, la Alba Iulia, în timpul asediului, și să mai spunem că totuși trupele austrieci, în vădită inferioritate, vorbim aici de aproape 2000 de soldați, au rezistat cu succes câteva luni unui asediu în care
Cred că punctul maxim al numărului de asediatori a ajuns undeva la 10.000. Cred că... Da, BEM a venit cu 8.000. Și în prima... BEM a trecut în april și a stat 2 sau 3 zile și a asediat. El a plecat să cucerească Timișoara. Și s-a dus la Timișoara și a stat până iunie. Dar n-a reușit să cucerească nici Timișoara. Și când s-a întors, a urmat iară două zile de asediu puternic, când s-au aprins în cetate anumite clădiri. Cred că ziua de 24 iunie a fost, exact, să zicem, apogeul asediului, exact, pentru că cetatea a trebuit să reziste unui bombardament în prima fază de 5 ore, începând undeva la 4 dimineața. La ora 9, deja, din ceea ce știm din sursele istorice, majoritatea clădirilor luaseră foc acoperișul din șindrile. De șindrile, da. Inclusiv turnul Catedralei Romano-Catolice. Acolo se afla observatorul. Da, și vă rog să ne spuneți. Au luat luneta de la observatorul... A confiscat-o. A confiscat-o, da. De la observatorul Batianeum, de la Batianii. Și acolo a fost permanent un observator care a raportat zilnic. Era un ofițer specializat. Da, și cu 2-3 soldați. Care urmărea desfășurarea trupelor. Da. Și știau ziua, noaptea nu puteau vedea, știau în fie mișcările de trupe. Și raportau. Astăzi au trecut insurgenți între ei, nu comunicau prin oraș, treceau la Sântimbru Mureșu și mergeau pe Totoi, Drâmbar, Peste Mureș, pe acolo circulau, că aici artileria din cetate nu puteau trece. Și raportau, au trecut atâția, cam atâția, cu atâtea căruțe, cu atâtea tunuri. Și fiecare zi e raportul ăsta. După ăsta se reconstituie. Da, o să revenim la acest raport și această sursă importantă. Toate unitățile din cetate făceau rapoarte zilnice, încât ai o oglindă extraordinară. Știi pe zile, pe minute, ce s-a întâmplat. Și iată că știm exact că în 24 iunie, în timpul acestui asediu, undeva, cred că chiar în dimineața, după primele 2 ore de bombardament, Oghiulea lovește din plin. În turn. Iar ofițerul supraveghetor scapă ca pe minune, deși turnul este aproape evaporat, distrus de... A fost incendiat. Incendiat, dar nu s-a de... Să văd urmele și acum. Da. Erau încă 2 sau 3 ghiulele de atunci la asediu, înfipte în zidurile cetății, pe latura de sud. Și la restaurare în anii 70 le-au luat, din păcate. Urme ale asediului mai sunt în partea de jos a orașului, nu știu dacă... Sunt de la sinagogă, treghiulele, se văd pe fațadă. Ele acelea trase din cetate. De austrieci. Da. Și una era în biserica reformată germană de jos, de lângă portă. Tot de... Aia era în interior și au scos-o și aia. Aia am trecut prin acoperiș. Așa, eu am văzut-o și pe aia. Și la reparații din anii 80, mi se pare, au scos-o și pe acela. Da, dar celelalte sunt acolo. Da, se păstrează. Iată, interesantul. Ghiulele de 6 funți. Deci destul de... De 3 kg. De kilogram, destul de puternice. Da. S-au înfipt jumătate și au rămas în zid. Să ne întoarcem la 24 iunie, da. 1849. 5 ore bombardament, numai că maghiarii fac o mare greșeală. Încetează bombardamentul, oferindu-le celor din cetate posibilitatea să se predea. Exact. Așa. Ăștia atrag de timp, profită, sting focurile. Da, sting focurile și nici ăștia nu mai aveau prea mult pulbere. Au început să fabrice într-una din aceste, cum este asta, și au făcut expediții în exteriorul cetății și au tăiat arinii pe canalul Morilor sau canalul Mureșului, cum îi zicea, și zice că arinul are această posibilitate, făceau cărbune, îl măcinau și fabricau pulbere, pentru că fabrica de pulbere a fost ocupată de trupele maghiare. Care era în afara la Bicești.
era în afara cetății. Și, Alba și era un hiatus, Neverland, acolo era o zonă de conflict în zona depozitului de pulbere. Păi acolo aveau staționări trupele maghiare. Aveau așa, la Partoș, la izvorul împăratului, la pe valea aceea Păcrișii, în defileul ăla, în viile episcopii, la bisericuța sau la capela aceea care se vede, la turnul de pulbere, deci la depozitul, îi zicea turnul de pulbere că era o formă de turn, în drumul Șartului, la Lumea Nouă și în Vadul Lampoiului. Lampoiul trecea mai aproape de oraș, era aproape de Dânta. Da, dar iată că totuși au făcut greșeala asta, s-au oprit. Pentru că dacă acest bombardament mai continua 4-5 ore, nu se știe. Pompierii erau români. Da, și cum au ajuns românii în cetate, ajuns, iarăși extrem de interesant, pentru că, deși în mod normal erau aliați românii cu austriecii, luptau împotriva acelui aceluiași dușman, austriecii nu acceptau prezența românilor în cetate. Era acea, cum să-i spun eu, acea rezervă față de români și austrieci. Și Puchner a avut această percepție. La un moment dat, condamnatul, comandantul cetății, că ei vroiau să vină să despresureze cetatea. Și comandantul a zis, n-am nevoie de ei. Asta e la răspunsul lui Avram Iancu, care exact, fac o acțiune mare prin care depresurează, începând de pe la Cricău și garnizona să iasă. Exact. Să iasă și puteau, chiar ofițerii garnizonii spuneau că atunci putea fi depresurată cetatea. A existat un episod în care românii au încercat, e adevărat, spre sfârșitul asediului, au încercat depresurarea cetății fără colaborarea austriecilor. Ea a fi reușit această depresurare dacă în timp ce românii care veneau de pe vale, dinspre Zlatna, în zona Șardului, Ghiurii, au ajuns până la Șard, exact, au dat lupte, dar din păcate trupele din cetate nu au ieșit, da, pentru că dacă ieșeau din cetate și atacau, era clar se reușea depresurarea. Totuși a fost un prefect al lui Avram Iancu, Axente Sever, care a colaborat poate mai bine decât oricine cu trupele austriece. Au colaborat în mai. Adică prefecturile românești nu mai aveau posibilități de rezistență. N-aveau armament suficient, n-aveau hrană suficient și au cerut cetății să le dea armament și hrană, ca să poată cartușe, pulbere. Și până în cele din urmă, comandantul a acceptat treaba asta. Și au intrat, e adevărat. S-au coborât de pe Mamut, pe lângă turnul de pulbere, într-o zi. 17 mai. Da. 1849. Au reușit să distrugă garnizoana care cantona acolo, i-a surprins și au intrat 800 de români în cetate. Comandantul i-a cazat în ravelinul numărul 10. Ăsta fiind din sud, unde acolo ceva. Da, deci e plasat între bastionul în fața bastionului Carol și exact. Nu Carol, în fața bastionului Eugeniu de Savoia și Trinități și Sfântul Ștefan. Ce se întâmplă? Atunci în 48 s-au anulat denumirile bastioane și li s-au pus numere. Era mai eficient. Păi până îi spuneai soldatului, haideți la Eugeniu de Sfântul Mihail, nu știa. Intrau maghiari în cetate. Ala era bastionul numărul 4. Și atunci toate s-au simplificat. 7 bastioane, 7 raveline, 7 contragărzi, deci toate bine s-au simplificat ca să poată comenzile să meargă mai ușor. Să nu uităm de cei 800 de români, 800 de morți. Cei 800 intră, au fost cazați, intră, a intrat aici, 17 mai. Și comandantul s-a trezit cu o majoritate românească în cetate. Care s-a adăugat la celelalte regimentului de grăniceri. Și nu erau toți din regiment, erau unități disparate. Și atunci
pe motiv că nu are hrană suficientă. I-a invitat. I-a înarmat. Și a invitat să părăsească. Le-a schimbat lăncile cu puști, le-a reparat, le-a dat pulbere și un tun de un fond. O nimică toată. Și a invitat să părăsească cetatea. Și în 26 mai... Deci 9 zile au stat, da, doar 9 zile. Le-a dat câte o bonetă ca să se recunoscă. Dimineața la ora 3 au ieșit din cetate pe... Să spargă asediu și să retragă spre Zlatna. Și s-au reușit o parte din ei. Majoritatea. Majoritatea. Au pierdut 40 de oameni. Și, dar și, au și 97 n-au reușit. Așa. Ceilalți s-au întors, au rămas la sfârșit și s-au întors în cetate. Și au fost primiți și au fost folosiți de austrieci. Unii au fost folosiți ca pompieri, da, și s-au aschitat de sarcină, cum să zice. Și mai mult decât atât au fost, venea primăvara, venea vara și apărea nevoia de a recolta iarba. Muncă câmpului, da. Care era vitală pentru puținele animale și mai ales pentru caii cetății. Glacisul și în zonul lui, zona de protecție era cultivată. Glacisul fiind zona, au secerat, ca să traducem, așa, este zona împrejmuitoare a cetății. Da, Glacisul era zona de protecție a cetății și număra de la 600-800 de metri până în oraș n-avea mai lățime de vreo 400-500 de metri. Era vitală. Iarba aceea era vitală pentru iarba că... Iarba și culturile. Trecuseră ceva luni de asediu. Iar atunci românii erau folosiți pentru a recolta iarba, în același timp ei erau atacați de trupele maghiare și protejați de tunurile de pe bastioane. Exact. Acum au loc, cred că, primele conflicte, să zicem, față în față de trăgători. Fost așa, numai conflicte de astea locale, nu... Sau... În timpul asediului nu a fost niciodată un conflict să asedieze direct cetatea, dar vreau să spun, pentru prima dată când încep trăgătorii maghiari să lupte împotriva trăgătorilor români, maghiari erau protejați de iarba foarte înaltă, în același timp românii erau protejați de tunurile de pe bastioane și se retrăgeau când este cazul. Era o hărțuială permanentă, și ziua și noaptea. Mai mult era alarma și asta decât realitatea. Stresul. Da. E adevărat că la sfârșitul asediului și sfârșitul asediului a corespuns cu momentul în care trupele maghiare sunt silite să părăsească zona aceasta de conflict, pentru că de data asta austriecii primesc ajutor din partea rușilor, care treptat avansează, înving trupele maghiare și pe generalul Bem. Da, în august intră pe la Pasul Roșu trupele rusești. Trupele rusești intră în Transilvania în baza unor tratate, în baza Congresului de la Viena din 1815, după ce au învins pe Napoleon. Intră, dar îi surprind pe maghiari în același timp, care erau prinși, iată, într-o cetate, care, o garnizoană care reușise să reziste cu brio, putem spune, un asediu, și o armată extrem de bine înarmată și odihnită. Și atunci, ca să scapă de cleștele în care erau meniți să fie prinși, preferă să părăsească zona, fiind atacați în permanență atât de trupele austriești, dar și de cât români. De garnizoană, exact, de români. Iar în vara lui 1849, la începutul lui august, de fapt deja la sfârșitul lui iulie, lucrurile erau evidente. Cetatea nu mai era supusă asediului și se putea face bilanțul. Da. Și bilanțul este și el paradoxal. După câteva luni de asediu, au murit soldați, nu în luptă foarte mulți, au murit 17. De boli. Au murit de boli, da. Tifos, deci 17 au murit în luptă directă. Iar 354-355... Au murit de boli. Ce boli? Tifos, diaree, holeră. Începuse holera. Da, așa. Și cam atât. Putem spune că a venit la țanc ajutorul rusesc? Au început să mănânce porumb fiert. Porumb vechi, bineînțeles. Nu mai aveau aprovizionare. Scorbutul. A, și de scorbut. Cred că și de scorbut. Spuneați de porumb și de lipsa vitaminei. Interesant și mai ales faptul că răniții nu erau depozitați în cele mai bune condiții. În interiorul cazematelor era rece, nu era umed. Decât spitalul cel vechi, clădirea aceea
patru latere, care, da, ăla era spitalul vechi. Și mulți au făcut tuberculoza și au murit de tuberculoză. Asta a fost și măsura... Au avut și un cimitir separat de... Apare într-o hartă, era undeva în zona Căii Moților. Da, dar vreau să spun că numărul acesta mare de morți care n-au avut de-a face cu bătălia propriu-zisă, ci au murit în urma unor boli, a dus la apariția unei clădiri speciale în cetate. A fost un proiect executat de Domajevski, arhitectul, de fapt, nu se numea arhitect, se numea inginer, care era, de fapt, un arhitect militar. Și pentru faptul că cetatea a rezistat în 1800, au făcut, de la Viena a venit o înștiințare că să facă un proiect pentru întărirea cetății. Și în acest proiect s-a prevăzut construirea și a unui spital, exact, da, și a unui mare bloc de locuință pentru ofițerii și subversii. Care cunoscut e muzeul astăzi actual, sub clădirea... Care e muzeul, da, Babilon. Și spitalul, care este spitalul de neuropsihiatrie, cel nou. Că după aceea se face deosebirea spitalul vechi și spitalul nou. Exact. Deci, la patru ani după asediu, exact, în 1851. 51-53. 53 clădirea. Dar a fost un proiect de 6 milioane de florini aur. Prea scump. Ca să termine cetatea. Cetatea nu-i terminată. Da, o să vorbim despre o altă emisiune, da, despre, suntem pe final, mai avem vreo 4 minute. Nu s-a terminat cetatea și acolo au prevăzut terminarea cetății, a șanțurilor și construirea unor forturi în jurul cetății la Partoș. O să facem o emisiune specială despre cetate. Care nu s-a mai rezolvat. Despre cetate. Ideea este că în urma acestui asediu începe construcția clădirei care găzduiește astăzi Muzeul Național al Unirii, un muzeu pe care dumneavoastră l-ați condus 20 și ceva de ani, din 1970 până în 1993, cel mai, am spus la începutul emisiunii, cel mai longeviv director al muzeului. Un muzeu care, o clădire care are un nume ciudat, clădirea Babilon, și haideți să le spunem acum pe final de ce se cheamă Babilon. Vine sau de la denumirea pavilion, pentru că toate clădirile din cetate care erau locuite se numea, erau 5 pavilioane. Pavilionul 1, eu le-aș putea denumi, dar acum nu. Și ăsta se numea pavilionul. Sau, pentru că acolo erau ofițeri și subofițeri din toate națiunile Imperiului. Și se vorbeau, de la italieni până la cehi, la se vorbea italiana, ceha, slovacă, nemțește, maghiară, română. Și atunci eu zis Babilon ca la turnul, când s-au amestecat națiunile, poporele de fapt. Cu trimitere evidentă la Babilon. Iată că... Aia a fost construită pentru a rezista la un asediu. Are colțurile de 3 metri jumătate. Deci poate să reziste la un asediu de secol XIX, exact, bineînțeles. Exact, pentru că acei 18 morți soldați au fost uciși în urma ricoșeului. Asta e, foarte mult ghiulele l-au lovit bucăți de piatră, iar ricoșeul a tras după sine și răni fatale pentru acești soldați. Practic... Nu s-a tras cu pușca, s-a tras cu tunurile numai, din depărtare. Doar hărțuielile din oraș s-au mai tras cu armele. N-au fost lupte, cum se zice, la baionetă, cum ar trebui, directe. Au fost dueluri de artilerie și cetatea a avut cel puțin dublu tunuri cât a avut armata lui Bem împreună cu... Plus era superioritatea tactică, erau la înălțime, pentru că cine deținea înălțimea știga război. Să știți că cetatea are, e construită din două materiale, din ziduri și din pământ. Apărătorii erau protejați de lucrări de parapete și traverse. Acum să mai văd, ele s-au aplatizat.
deasupra bastion, erau parapete înalte de peste 2 metri. Da, cum v-am promis, o să mai vorbim despre cetate. Vorbim. Acum emisiunea se apropie de sfârșit, de fapt se cam termină. Domnule Angel, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și cred că... Îmi pare bine și să știți că am o lucrare specială cu asediu. Păi eu de la dumneavoastră am mai citit mai multe lucruri. Așa. Ce știu de la dumneavoastră. Așa. Și ce să mai scriți despre asediu cetății. Și pregătesc o monografie. O să vorbim și despre monografie. Să sper că o pot scoate anul ăsta cu ocazia împlinirea 300 de ani. Trebuie să o scoateți anul ăsta, pentru da, că ea nu sunt... se referă la toate cetățile. Păi, nu sunt 3, sunt 4. O să aflăm și care e a patra. Iată că la 166 de ani, de la primul și ultimul asediu al cetății Alba Carolina, la 300 de ani de la ridicarea acestei cetăți, am avut parte de o emisiune, cred că interesantă, am aflat lucruri inedite despre Alba Iulia, despre împrejurimi și vă mulțumesc pentru că ați participat și v-ați uitat la această emisiune, vă spun bună seara și vă aștept și altă dată cu teme interesante, cum spuneam, din istoria orașului, din istoria județului și, de ce nu, din istoria Transilvaniei. O seară bună!